politician de rang mare, șef de partid și președinte în Parlament, celălalt personaj monden, crai de dorobant și influencer pe Facebook. Ai fi spus că drumurile lor nu s-ar fi întâlnit niciodată. Ei bine, n-a fost așa. Chiar dacă doar în online, Dragnea și Maticiuc și-au dat mâna pentru a rezolva o problemă extrem de delicată. Totul a pornit de la o aberație legislativă prin care o tânără bolnavă de scleroză multiplă nu a mai beneficiat de pensia de handicap pentru că ar fi încasat bani după ce a scris o carte. O situație care a stârnit multe reacții în spațiul public. Una dintre ele a fost cea a lui Codin Maticiuc. Acesta i-a scris președintelui PSD în încercarea de a rezolva problema. Mă gândesc că ați putea propune modificarea acestei legi idiote. Mă gândesc că ați putea schimba ceva atât de nedrept și stupid. Au fost cuvintele care au generat o reacție promptă a liderului PSD. Dragnea a răspuns lui Maticiuc și a promis modificarea legii. Desigur, în ajutorul persoanelor aflate într-o astfel de situație a sărit și opoziția, pentru că un subiect care stârnește emoție este ca pâinea caldă pentru politicieni. Am propus eliminarea persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor de la incompatibilitatea privind pensia de handicap. Liviu Dragnea l-a luat-o înainte și a propus direct modificarea unui proiect aflat deja pe traseul legislativ. Modificările vor fi cel mai probabil aprobate de Parlament săptămâna viitoare. Astfel, problema a fost rezolvată și Dragnea a câștigat măcar un prieten în online, pe Codin Maticiuc. Prietenii în online, Codin Maticiuc și Liviu Dragnea, vedem, pentru că l-am adus pe băncuță cu noi, chiar pe Codin Maticiuc, vedeta momentului. Cam așa e. Bine ai venit pe băncuța noastră. Bine v-am găsit. Se pare interesant, mă gândeam că să fie o bancă în parte, o bancă în Parlament. N-ai mai văzut. Nu, n-am mai fost. A fost și parcă ne-am mutat în timp. Mi se pare un cadru interesant, spun cinstit. Mă simt un pic apăsat de gravitatea locului. Spun asta și parlamentarii, să știi. Oare? Până la urmă, și casa ta, fiind casa poporului. Ei poate s-au obișnuit cu... Da, zice că da, și ea mea, da, cumva, așa e. Mă simt ca acasă. Vedeta momentului. Asta e. Spuneți voi, asta e, au spus-o mulți, în mediul online mai ales, și părerile au fost împărțite. Toată lumea te privește așa, craiul de dorobanți. Eu tu sunt. Mai faci și multe altele. Aș vrea să-mi schimb imaginea ușor către Crai de Nordului, că sunt mai mult în zona aia, nu știu, tot încerc să fac chestia asta. Da, s-a mutat treaba, gata? Nu că s-a mutat, eu n-am prea fost eu pe dorobanți, mă, numai mult a stat în Herăstrău, deci Herăstrău Nordului, încercăm, nu știu, să vedem. Oricum, ai mișcat lucruri și acum, o postare pe pagina. Băi, eu sper că da, adică deocamdată lucruri se întâmplă, un prim pas s-a făcut și... Mă rog, mă bucură chestia asta, chiar mă bucură. Și toată lumea a sărit. Măi, dar de ce i-a răspuns Liviu Dragnea lui Codin Maticiuc? Da, de unde și până unde președintele PSD îi răspunde? O fi o lovitură de PR? O fi, n-o fi? Zine cum a fost. Păi, s-a întâmplat tot felul următor. Noi suntem foarte buni prieteni și în fiecare marți jucăm barbut, înțelegi, de la ora 8 seara. Și într-o zi a venit ideea asta, jucăm barbut, bă, nu mă așteptam la tenis. Da, nu, barbut, jucăm barbut în casă, înțelegi, ceva așa, trebuie să fie ceva rău și asta. Jucăm barbut, marți, înțelegi, de la 8 seara. Nu, nici măcar nu l-am văzut vreodată în viața mea, nu e o chestie organizată în vreun fel. Ideea mi-a venit din faptul că o prietenă de-a mea, prietenă de Facebook, mai nou, nici pe ea n-am văzut niciodată, Corina Bacanu, a prezentat acest caz al acestei tipe care a publicat... Cazul care a revoltat pe toată lumea. Cazul pe care îl știm, da, l-a prezentat și acolo reacțiile... erau unele viscerale împotriva PSD, Liviu Dragnea, nu știu, că eram menționat și Ponta, nu știu, era ceva așa, să-i omorâm pe toți, să ieșim în stradă, să dăm foc la niște torțe, să facem ceva, da, să facem ceva, lucruri care eram de acord cu să facem ceva, nu cu atâta ură, pentru că mi se părea o lege atât de cretină, cum cred că este în continuare, încât nu imaginam că poate fi cineva la frâiul acestei țări, într-un fel sau altul, care să fie de acord cu ea, adică să zică, bă, nu, eu asta cred, sau să ajute, pe cineva, da, sau să ajute pe cineva această lege. Cred că și Hitler, dacă era la putere, ar fi vrut să schimbe legea asta în doi timp și trei mâșcări, adică, și mi s-au părut un pic, m-au amuzat reacțiile alea atât de violente. Și virulente acolo pe pagina Corinei Băcanu și am pus și eu un comentariu și am zis, eu o să-i scriu lui Dragnea să o schimbe, că mie mi se pare băia bun. Știi? Și am scris asta, unii au, cei care sunt relaxați și așa, am like și nu știu ce, și au râs și s-au amuzat, alții, doamne, băia, bun pe naiba, nu știu ce să... Și atunci am uitat ideea, băi, eu chiar îi scriu, ia să vedem dacă îi scriu. Și am scris acest articol pe Facebook, care, mă rog, a avut un reach destul de mare și atunci eu cred că da, i-a răspuns, pentru că pagina pe asta care... Pentru că Liviu Dragnea este un tip
să-i spunem, șmecher, un politician abil. Toți sunt până la urmă. Am văzut, că a fost o mișcare de și opoziția a încercat să se agațe de acest subiect emoțional. Până la urmă, asta vreau să zic, că emoțional cu care toată lumea e de acord, cu care țara vorba aia așteaptă un răspuns, adică nu e toată lumea asta legat de chestia asta. S-a părut o idee smart, cumva, până la urmă, să răspundă, să fie mai uman. Răspunsul, da, până la urmă, poate te așteptai să vină, dar... Nu mă așteptam. Nu te așteptai nici la răspuns? Nu, chiar nu mă așteptam. Nu știam cât de departe va ajunge, nu știam dacă va auzi, nu știam, bun, că îi managerează cineva pagina sau nu. Asta nici măcar nu este important. Probabil că da, ar fi smart să îi managereze cineva și pagina de online. Dar până la urmă a răspuns el ca și entitate, adică răspunsurile din spatele acelei pagine sunt asumate. Și s-a făcut modificarea respectivă, a făcut modificarea. Da, a făcut propunerea, a făcut propunerea. Bun, am văzut, va fi și adoptată. Ceea ce a luat fața opoziției, pentru că, așa cum am văzut și în materialul... Mi s-a părut... Dacă spunem, asta calea rapidă, adică cui scrii? Trebuie să scrii cuiva care deține puterea, cumva care deține majoritatea. Perfect. În Parlament. Da. Adică știi cui scrii? Știi? Scrii opoziție, luptați voi și eventual aia o să vă dea în cap pur și simplu pentru că o propuneți voi. Nu, hai să o lege atât de idiotă. Poate fi modificat într-un fel de cei care sunt la putere. Asta. Acum, dacă tot te-am prins pe băncuță, cred că te-aș ruga să îi scrii săptămâna viitoare să reducă prețul la carburant, poate ține cont. Toată lumea. Îți face o pagină acum, îți face... Rugați-l pe Codin. Scrisori către Liviu Dragnea. Rugați-l pe Codin. Mi se pare, să știi că nu exclud ideea de a-i mai scrie vreodată lui sau altuia care e într-o poziție de putere. Până la urmă trebuie să scrii fix aluia care poate să rezolve ceva în momentul respectiv. Exact. Nu exclud, acum toată lumea mi-a scris tot felul de idei. Să facem asta, să facem asta. Băi, fraților, stați un pic, că nu, în primul rând, nu cred că sunt eu cel mai vizibil om din online. Da, că tot ai avut experiența asta și ți-a și ieșit de data asta. Te înscrii în politică? Niciodată.